Tânărul pianist Andrei Preda, elev în clasa 8-a la Școala de Artă Sergiu Șelepidache, a obținut premiul întâi la unul dintre cele mai importante concursuri de interpretare din țară, Festival de Interpretare Pianistică și Compoziție. Am fost la Sibiu unde am luat premiul întâi. Concursul s-a ținut între 5 și 13 iulie. Au participat concurenți din Rusia, Belarus, Bulgaria, Franța și da, eu am luat marele premiu cum ar veni pentru că i-am cântat cel mai bine, toți mi-au spus la fel și juriul. Din România sau din Roman singurul? Din România am fost singur care am luat marele premiu. Juriul tot așa au fost din mai multe țări, din Rusia, o doamnă pe nume Tatiana, al doilea nume nu mai știu, au mai fost Daniel Antonovan din Bulgaria, Walter Kraft din Germania, Chichi Boldijar din Cluj, și Peter Schauning din Austria și Adrian Nemes, directorul de la liceu din Lipati din București. Pentru ce te pregătești acum? Ce urmează să faci? Azi trebuie să plec din nou la Sibiu la un masterclass. M-a invitat maestrul Walter Kraft să mă asculte și programul pentru concertele din octombrie la care el m-a programat. Pianistul Romașcan a fost invitat să susțină în această toamnă recitaluri pe scenele din Germania și Italia.